Eu prefățăm partida de mâine cu Fece Voluntari împreună cu Florin Stângă și cu tânărul nostru jucător Denis Radu. Conform protocolului, lăsăm să vă spună două vorbe despre ceea ce așteaptă de la meciul de mâine și apoi întrebări de voastră. Bună ziua! Ne așteaptă un meci dificil. Întâlnim o echipă care în ultima perioadă a avut rezultate foarte bune. Au reușit la meciul cu UTA să înscrie 3 goluri în deplasare. Au câștigat meciul de acasă cu Hermannstadt plus calificarea din Cupa României, ceea ce cred că le dă un moral foarte bun, entuziasm, încredere. Au un antrenor care ne cunoaște foarte bine. E clar, ne așteaptă un meci dificil, un meci în care trebuie să fim exemplari din toate punctele de vedere. Bună ziua, în primul rând. Bine v-am găsit. Întâlnim o echipă care vine aici cu moral foarte bun. S-a calificat, cum a zis și mister, în semifinale Cupei României. A câștigat ultimul meci de campionat. Și cu UTA, chiar dacă nu a câștigat, a făcut un meci consistent, zic eu, a avut multe ocazii, dar eu cred că trebuie să ne focusăm mai mult pe noi, pe ce avem noi de făcut și până la urmă suntem pe Petrolul Ploiești și cred că vom câștiga acest meci. Întrebări. Haideți să încerc eu, nu știu de ce zâmbiți. Știu că la conferința trecută mi-a spus că... Da, poți să duri, Nu. Meciul cu Dinamo. Da, și asta m-a... L-am jerbântat. Credeți că pe mine nu? Convins, dar am cerut niște explicații tehnice și tactice. În sfârșit, vreau să vă întreb așa. Ați lucrat cu Florin Bărbă. Da. Vă cunoașteți foarte bine și calitățile și defectele unul celuilalt. Vă gândiți că vă poate pregăti o surpriză? La rândul dumneavoastră, pregătiți o surpriză? Cred că fiecare antrenor are viziunea lui, fiecare antrenor are strategia lui pentru fiecare meci. Vom vedea cine pe cine a surprins. Eu am încredere că jucătorii vor da tot ce au mai bun ca să câștigă meciul. Nu, un pic, ca să termin și cu Radu și după aia mai încolo. Radu, te-aș ruga să ne spui cum s-a petrecut pentru tine și cum ai trăit tu pe teren prima ta apariție ca titular? Nu este prima mea apariție ca titular. La Petrolul? Am mai jucat cu Sepsi. Titular. Mă așa la memorie, stați liniștit. Cum să fie? Am meci pe care nu l-am văzut. Probabil. L-am tratat ca pe orice meci în care am fost titular și la Poli și aici. A fost o încărcătură mai mare. Vă dați seama, este Liga 1, e altceva. Dar am încercat să fac treaba cât mai bine și așa voi face și pe viitor. Dar cu Sepsi în cupă? Nu, cu Sepsi în campionat. Vă rog. Nu vă pare rău când îi vedeți pe alții că joacă semifinale de cupă și mă refer la anvergura formațiilor care au ajuns în semifinală. Bă, nu e de ceva, m-am întrebat așa. La întrebarea asta n-am cum să vă răspund. Normal că mi-aș fi dorit ca și Petrolul să fie în semifinale sau chiar în finală, mai ales că este centenarul și cred că suporterii noștri ar fi meritat o mare bucurie pentru tot ce fac pentru această echipă. Pentru că este centenarul și se apropie pași de vezi, ar trebui ca toate meciurile jucate în play-out să fie, nu toate câștigate, aproape toate, una la mână. Și a doua mână, istoria ultimilor meciuri cu Voluntari nu ne... Știu, m-am uitat, am văzut că cel puțin ultimele două meciuri am pierdut acasă cu 2-0, am făcut 0-0 acolo. E clar o echipă care se închide bine, va fi foarte greu să le dăm gol, dar istoria este făcută să fie rescrisă și cred că mâine... vom rescrie această istorie și vom obține o victorie. Am avut un meci dramatic cu Avoscută, remember, cu ea cu 2 ani. A fost primul meci când am intrat în Superliga și cu un gol anulat, în interiul și am primit 11 metri târziu de tot. 1-0, am pierdut 1-0, da, cu Ciobi, era Ciobi la Voluntari, știu și meciul. Nu l-am uitat așa ușor, de asta vă zic, eu e presiune în plus din partea suporterilor ăsta. Presiunea este la fiecare meci, sunt obișnuit cu asta. Sincer, îmi doresc să câștigăm toate meciurile, să facem suporterii noștri fericiți. Știu că își doresc foarte mult lucrul ăsta, dar cel mai important este să câștigăm meciul de mâine. Domnul Stenger, nu știu când am fost la conferință, nu dacă l-ați explicat sau ați fost întrebat, alegerea fundașilor centrali, nou sistem cu 4, sunt tactice alegerile celor două poziții, că ați dat întrebări, domnule maestru, ce n-a fost și așa mai departe. În momentul când am fost numit antrenor principal,
Bart și Cuhuj au fost suspendați, n-au putut să joace. Probabil că dacă ar fi fost apți atunci, probabil aș fi jucat cu ei, nu știu. În momentul după meciul cu Craiova, în care amândoi au jucat foarte bine, am preferat să continui cu Pap și l-am scos pe Garu, pentru că în Huja am mai mare încredere din punct de vedere tactic și ar fi reușit să mă ajute mai mult pe construcția jocului, că mi-am dorit să câștigăm meciul la Dinamo. Asta a fost strict singurul lucru care m-a făcut să schimb. Bart e un jucător la care țin foarte mult, este al doilea capitan, i-am și spus și lui, dar din păcate sunt 27 de jucători, doar 11 joacă și unii stau pe bancă și așteaptă. Cum și poate Garu sau ceilalți au așteptat cât a jucat Bart. Acum a venit momentul lui, de un jucător pe care mă bazez, un jucător care prin ceea ce a făcut săptămâna asta la antrenament mă forțează să-l bag titular. Dar din păcate nu este sistemul acum cu trei fundași centrali, dar până mâine nu se știe. E posibil să joace titular. Adică se înțelegea că dacă ați cumpărat echipa? Încă nu. Adică și recomandat joci în patru? Poftiți? Nu, nu. În 4, eu la toate echipele care am fost, am jucat în 4. Cred că este un sistem care ajută mai mult atacul. Puteți să urmăriți toate, în afară din Italia, toate echipele care câștigă campionate și joacă în fotbal bun, joacă în 4. Asta e viziunea mea. Cred că în ultimele două meciuri am avut ocazii și am dat gol în fiecare meci, ceea ce nu s-a întâmplat, nu știu, în campionatul ăsta, cel puțin în ultimele meciuri, sigur, Petrona a dat două goluri meci la rând. Puteți să luați statistica să vedeți. Sper să o facem și mâine. Nu știu, jucătorii trebuie să fie profesioniști, să înțeleagă că fiecare trebuie să-și facă datoria atât la antrenamente cât și la meci când se apelează la ei. Ce ar fi însemnat? Cei 11 care joacă să semneze contracte și restul să nu mai semneze? Asta e situația fiecărui jucător. Nimeni nu este titular, nimeni nu este rezervă. Am spus-o și pe meciul cu Dinamo, pentru mine toți jucătorii sunt titulari. În funcție de cum se pregătesc, ce adversar întâlnim și ceea ce gândesc eu, ce strategie am pentru meci, voi decide jucătorii care vor juca. Referitor și cu Musi, am văzut că toată lumea a fost nemulțumită. La meciul de acasă cu Craiova, când pierdea mingerea, huiduia lumea. Asta s-a uitat, s-a ultimele meciuri, evoluția lor. Acum că am avut curajul să-l pun pe bancă și să-l trezesc un pic la realitate, a sărit în ochi chestia asta. Dar la meciul cu Craiova, eu am auzit cum suporterii huiduiau că au pierdut vreo 3-4 mingi la rând. Ați precizat și că a fost, să zicem, obosit, nu după convocarea așa. Exact. Au jucat în meci cu Dinamo, n-au jucat? Pentru mine... Există orice posibilitate, dacă ei... Am gândit că n-ați ales așa, că să nu fie doi Andrei acolo. Nu. Nu, vă spun sincer, în meci cu Dinamo am crezut foarte mult în Ișvan și în Gicu, că am vrut să dăm gol, și în Jair și în Berisha. Am vrut să dăm gol, pentru asta am făcut, pentru ca să obții puncte trebuie să dai gol. Și noi pe partea asta am suferit ca și echipă până acum. Eu îmi doresc să schimb un pic mentalitatea asta, să încercăm să dăm gol la fiecare meci. Am și cred că Ișvan trebuie odată să depășească acest moment, să poată să dea gol, să prindă încredere. Gicu e un jucător care poate să-ți decide un meci în orice minut. Jair la fel. Iar Berisha este un jucător cu suflet, care aleargă, care pune pasiune. Și atunci, așa am considerat atunci, chiar dacă nu a ieșit sau nu a fost în prima repriză așa cum ne-am dorit cu toții, cred că repriza a doua a fost una care, pe care mi-o doresc să o repetăm la fiecare meci. Nu, e un jucător de echipă, un jucător bun, un jucător care are atitudine, ceea pentru mine contează foarte mult. Eu am încredere și în el, și în Irobiso, și în toți jucătorii am încredere. Se întâmplă să aibă și momente mai proaste. Fiecare jucător trece prin momente mai bune sau mai proaste. Hai să vă întreb altceva. Ați observat ce mult mediatizat a fost un meci al nostru cu echipă din București și cât s-a discutat penaltiul ăla? Deci au rămas să întrebe toți jurnaliștii. Și Mircea Lucescu, și Lupescu. Câtă lume s-a pronunțat, mă refer la... Cum comentați faza penaltiului? Faza penaltiului nu o comentez, dar... Toți suporterii Dinamo trebuie înțeleși că e o frustrare când primești penalti în ultimul minut. Și probabil și lumea, având în vedere faptul că Dinamo e o echipă foarte iubită, își dorește să rămână ligată, asta e clar. Dar noi, petroliștii, nu trebuie să ne gândim la asta, ne-am văzut interesul. Din păcate,
Puteam să avem 3 puncte, asta e, am trecut peste meciul cu Dinamo, ne gândim la meciul cu Voluntari. Este mai greu să te vedeți meciul, având în vedere că stă la pe bancă, Dorin Bărbu? Fiecare meci e... Da, este un avantaj, e clar, Florin ne cunoaște pe toți, și pe mine, și jucătorii, a lucrat cu ei, e clar că e un avantaj pentru el. Dar nu, până la urmă, în teren între jucătorii, ei decid soarta meciului. Noi, ca antrenori, numai putem să dăm niște direcții. În rest, cred că, și sunt convins că și el, ca și mine, am făcut tot ce depinde de noi omenește să avem o strategie cât mai bună. Jucătorii trebuie să pună în aplicare și să-și facă datoria pe teren. Aveți clar ideea cum se poate trece de zilul presupus pe care va forma Voluntarii în apărare? Eu am ideea. E important jucătorii să o pună în practică. Idei avem. Dacă jucătorii sunt inspirați, ia cele mai bune decizii. De ce? Pentru că am mai pus aici un antrenor, nu-i dăm numele, care ne-a spus vreo 10 meciuri la rând, știu ce am de făcut. Nu se întâmplă nimic pe teren. Deci e vorba și de conexiunea între antrenori și lor. Da. Ce pot să spun? Eu cred că până acum echipa în astea două meciuri a arătat că poate să atace și să dea goluri. Cred că a arătat lucrul ăsta. Aveți dreptul la două. Cu Dinamo. Da. Știți cum e? Și presiunea rezultatului influențează puțin evoluția jucătorilor. Cred că dacă ne va ajuta Dumnezeu să câștigăm meciul cu Voluntari și ne liniștim un pic, sunt fer convins că vom avea alte evoluții. Jucătorii vor fi mai liniștiți, nu va mai fi presiunea obiectivului și sunt convins că va fi mult mai bine. Așa este, dacă mâine seară Petrolul ia cele 3 puncte, are o opțiune foarte bună de a se clasa în locurile preconizate de conducere 7-8, plus prima care se va acorda tuturor jucătorilor dacă se va realiza obiectivul 7-9. La toți jucătorii. Despre lucrurile astea vorbiți cu conducerea clubului. Eu știu că trebuie să câștigăm. Trebuie să ne ambiționeze. Haideți să vă spun o chestie. Spun o banalitate. Totdeauna mi se spune că meciul e greu, e greu. N-am avut, vreau să vă știu, am avut un meci ușor campionatul fără să avem. Poate dacă ultima etapă cu... Nu. În general, mai ales în Liga 1, meciurile sunt grele. Toate echipele se pregătesc. Nu există un fotbal cum e în Anglia sau nu știu să... E clar, noi ceea ce putem și toate echipele poate să realizeze rezultate, o fac prin ambiție, prin determinare. Și când fac cât mai puține greșeli, nu cred că există vreun jucător în campionatul românesc, chiar dacă se spune de Coman sau Mitriță, să facă singur diferența. Și atunci toate echipele sunt bine organizate, toate echipele încearcă în primul rând să nu primească gol, după care dacă reușești ceva să facă pe fază ofensivă, e foarte bine. Care este situația la capitolul pregătire fizică, având în vedere că cine a fost până acum a plecat? Păi cred că puteți să vei edifica singur la meciul cu Dinamo. Cred că am atacat până în ultimul minut. Înseamnă că echipa e bine pregătită. Ne vor spune evoluția jucătorilor. Așa, eu cred că suntem bine, dar să vedem ce se va întâmpla la meciuri. Da, vreau să-l întreb pe Denis. Ocup postul de fundaș dreapta. Cum vezi o eventuală concurență? Acolo mai poate juca și Dumitriu și... Acolo va putea juca și doar când va fi revoluție. Da, concurența asta am avut-o în continuu până acum. Eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine când am intrat. Sper că am făcut-o, că v-a plăcut, că eu unul sunt mândru de evoluțiile mele până acum. Sper să fac așa în continuare și să fie cât mai bine. Te așteptai să joci mai mult? Până la urmă știți cum e, antrenorul decide. Eu sunt acolo și îmi fac treaba cât mai bine. Sunt un jucător tânăr, trebuie să progresez, mai am mult de învățat și vedem ce va fi. Cât te ajută antrenamentele și prezența la echipa națională în această idee de a avea șanse și mai mari să devii viitorul incontestabil? Da, antrenamentele, vă dați seama, trebuie tratate cu maximă seriozitate. Eu sunt pe principiul acela cum te antrenezi, așa joci. Și prezențele la națională sunt, așa să zic, rodul muncii mele de atâția ani. Sper să fie odată vremea mea, să fiu titular incontestabil, asta ține numai de mine. Cu cine te înțelegi cel mai bine de la toată? Cu absolut toată lumea. Florin Luminic, Grezio, Lumir, ce-a trebuit simbolul Petrolului de
mai bine de multă vreme din cauza problemelor cu inima. Îi dedicați, eu știu, un eventual succes. Cu siguranță, fratele lui mi-a fost antrenor la Fieni, am un respect foarte mare pentru dânsul și pentru frații Dridea ce au făcut pentru Petrolul Ploiești. Sper din tot sufletul ca mâine după meci să aducem o bucurie suporterilor. Pe această cale îi rog frumos din suflet să vină alături de noi, avem nevoie de ei la fiecare meci, așa cum au făcut-o până acum și ne-au susținut, sper să o facă în continuare. Să fie și mai mulți copii? Mi-aș dori. Mi-aș dori foarte mult copiii să vină la stadion, să se bucure de un spectacol și să-i facă să... să-și dorească să facă sport. Florin, și după plecarea lui Părăbu, echipa parcă a jucat bine, spre foarte bine, tot doar o reviză. Mâine să fie un meci complet, chiar după tipa lui Părăbu? Îmi doresc din tot sufletul, vă dați seama. Eu zic că Florin a făcut lucruri bune la Petrolul și echipa a jucat bine în ambele reprize. A făcut ce a putut și el pentru echipă. De acum voi încerca eu să fac cât mai bine lucrurile, să ducem Petrolul cât mai sus în clasament. De mâine, eu zic că da, automat cu cele trei puncte de mâine se va scăpa puțin de sub presiune, dar când ești la Petrolul întotdeauna ești sub presiune. Nu ai cum. E un club cu istorie și cu anvergură mare. Cum apreciezi așa cum se va mai ales că e jucător de bandă, fiți mai aproape într-un fel reacția tribunelor? Da, mă bucur de ea, mă bucur de emoțiile normale dintr-un meci și încerc să joc cât mai bine și să-i bucur. Ok, mulțumim. Mulțumim.